Nicolae Ceaușescu s-a născut pe 26 ianuarie 1918 la Scornicești, într-o familie de țărani cu 10 copii. Tatăl său, Andruț, avea 3 hectare de pământ, câteva oi și mai cârpea finanțele familiei din croitorie. Nu se interesa de copiii lui, fura, bea, sărea la bătaie și înjura, spunea despre el bătrânul preot din Scornicești. Mama lui, Alexandrina, era o femeie supusă și muncitoare. Casa lor avea 2 camere, iar mămăliga era mâncarea de bază. Nicolae a făcut 4 clase la școala din sat. Micul Ceaușescu nu a avut cărți și adesea mergea la școală desculț. Nu avea prieteni, era nervos și imprevizibil. La vârsta de 11 ani, după absolvirea școlii primare, Ceaușescu pleacă la București, unde se angajează ca ucenic de cizmar. Alexandru Sandulescu, membru activ al PCR, și-a inițiat ucenicul în misiuni conspirative. În 1932 devine membru al Partidului Comunist din România, formațiune politică aflată în ilegalitate la acea vreme. Este arestat prima oară în 1933 pentru agitație comunistă în timpul unei greve. În 1934 urmează încă 3 arestări pentru colectare de semnături în sprijinul eliberării unor muncitori feroviari acuzați de activitate comunistă și pentru alte acțiuni similare. În urma acestor arestări este etichetat de autoritățile vremii drept agitator comunist periculos, precum și distribuitor activ de material de propagandă comunistă și antifascistă. După eliberarea din detenție, Ceaușescu dispare pentru o vreme din vizorul autorităților, dar în 1936 este din nou arestat, de data aceasta fiind condamnat la 2 ani de închisoare și încarcerat la închisoarea Doftana. Acuzațiile aduse vizau găsirea unor broșuri bolșevice și alte manifeste ce instigau la revoltă în casa patronului său, Vladimir Tarnovski, unde locuia și acesta. Stilul de vorbire bâlbâit al lui Nicolae Ceaușescu a fost cauzat de o bătaie administrată de colegii săi de detenție. Un coleg de celulă pe nume Osman se îmbolnăvise grav și deținuții din puținul lor adunau un supliment de hrană pentru colegul lor. Fiindcă Ceaușescu a mâncat suplimentul lui Osman, deținuții l-au pedepsit cu bătaia. Ceaușescu încercase să-și motiveze gestul prin dreptul mai mare al tânărului de a supraviețui față de vârstnic. În 1939 a cunoscut-o pe Elena Petrescu, ce îi va deveni soție în 1945. Ceaușescu a fost arestat și condamnat din nou în 1940, iar în 1943 a fost transferat la închisoarea de la Târgu Jiu, unde a împărțit celula de detenție cu Gheorghe Gheorghe Udej, în scurt timp devenind protejatul acestuia. La 3 zile de la moartea lui Gheorghe Udej în martie 1965, Ceaușescu preia funcția de secretar general al Partidului Muncitoresc Român. În ciuda cursului independent în relațiile politice internaționale introdus încă de Gheorghe Udej, Ceaușescu se opune cu încăpățânare introducerii oricăror reforme liberale pe plan intern. În anii 80, după venirea lui Mihail Gorbaciov la conducerea Uniunii Sovietice, opoziția lui Ceaușescu față de linia sovietică este dictată în principal de rezistența lui față de destalinizare. Securitatea continuă să-și mențină controlul asupra mediilor de informare și înăbușă orice tentativă de liberă exprimare și opoziție internă. Temperaturile din casă ajung iarna între 5 și 12 grade în apartamentele celor mai mulți dintre românii care stau la bloc. Raportul Comisiei Prezidențiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România face referire la obligarea populației la un trai în condiții insuportabile, la temperaturi sub 10 grade Celsius. Apa caldă este livrată din ce în ce mai rar, aproximativ 2 ore zilnic, iar adesea la etajele superioare aceasta nu ajungea deloc, iar lumina era întreruptă foarte des. Nicolae Ceaușescu și soția sa au ordonat dărâmarea de biserici și mănăstiri. Evenimentele sângeroase de la Timișoara și București din decembrie 1989 au culminat cu prăbușirea lui Ceaușescu și a regimului comunist. Ceaușescu a fost executat împreună cu soția sa pe 25 decembrie 1989.